Bună ziua, dragilor! Bine ați venit pe canalul meu Delicatese Eli! În filmul anterior v-am arătat cum se frământă aluatul pentru colaci, iar astăzi o să vă arăt cum se modelează un colac. Dacă doriți să vedeți cum am pregătit aluatul, vă las rețeta jos sub acest filmuleț. Pentru a pregăti acest colac, avem nevoie de aluat pentru colaci. Aici în imagine vă las ingredientele necesare. Și după cum v-am spus, modul cum am pregătit și frământat aluatul îl găsiți în filmulețul anterior. După ce am lăsat aluatul la dospit până și-a dublat volumul, aproximativ o oră, îl scoatem pe masa de lucru unsă cu puțin ulei și îl frământăm puțin pentru a elimina bulele de aer formate. Dacă nu eliminăm bulele de aer formate la dospire, acestea vor deforma colacul. Cântărim aluatul și îl vom împărți în 12 părți egale. Gramajul pe care îl vedeți în imagini este doar orientativ. La dumneavoastră cu siguranță va fi altul, în funcție de câtă făină va intra la aluat. Cântărim fiecare bucată în parte și formăm 12 mingiuțe de aceeași mărime. La acest model de colac vom folosi două împletituri de 5 capete, iar marginea va fi o împletitură de 4 capete. Ultimile două mingiuțe din cele 12 le vom tăia pe jumătate și vom forma 4 mingiuțe mici. Aceste mingiuțe le vom folosi la împletitura de 4 capete. Acoperim mingiuțele cu folie de plastic și le lăsăm să se odihnească 5 minute. După 5 minute, aluatul s-a relaxat și putem să lucrăm cu el mult mai ușor. Pe fiecare mingiuță în parte o aplatizăm cu palma, o rulăm și o sigilăm la capete. Așezăm palmele pe centrul ruloului și îl rotim pe masa de lucru unsă cu puțin ulei. Dacă nu aveți prea multă experiență și doriți să faceți un colac cu mai multe împletituri ca acesta, sfatul meu este să scadeți cantitatea de drojdie din aluat. În loc de 10 grame, puteți să puneți doar 7 grame de drojdie uscată. Cu mai puțină drojdie, aluatul se va dospi mult mai greu, dar vă va da timp să faceți împletiturile. Întindem rulourile doar atâta cât ne permite, nu le vom forța pentru că se vor rupe. Le vom întinde puțin câte puțin pe rând, până ajungem la dimensiunea dorită. Pe cele pe care nu le întindem, le ținem tot timpul acoperite cu folie de plastic pentru a nu se usca aluatul. Șnurul îl vom întinde dinspre centru spre exterior pentru a elimina bulele de aer care se formează. După ce le întindem la dimensiunea dorită, începem să împletim. Eu le-am întins aproximativ 105 cm. Eu voi începe cu împletitura de 5 capete, pe care o voi așeza deasupra. Această împletitură de 5 este foarte simplă dacă țineți cont de această regulă. Primul șnur din dreapta se duce în stânga pe locul 2. Apoi primul din stânga trece pe deasupra și se răsucește cu cel de-al treilea. Continuați în acest mod până terminați împletitura.
Este foarte greu să înțelegeți împleditura când se face cu șuvițe așa de lungi. Pe canalul meu găsiți toate aceste împletituri făcute foarte încet. O să vă las jos sub filmuleț toate aceste împletituri. După ce terminăm cu împletitura de deasupra, o punem deoparte și o acoperim cu o folie de plastic. Continuăm cu altă împletitură de 5, care se folosește în general ca bază pentru colaci. După ce am întins șnururile aproximativ 105 cm, unim capetele și presărăm cu puțină făină șnururile. Această împletitură este foarte ușoară. Regula este următoarea. Primul șnur din dreapta îl ducem pe deasupra peste cele două șnururi. Apoi cel din stânga îl ducem pe deasupra peste celelalte două șnururi și îl împletim la jumătate cu cel care a venit din dreapta. Procedăm în acest mod până terminăm împletitura. După ce am terminat împletitura de 5, o așezăm pe o tavă tapetată cu hârtie de copt. Eu am folosit o tavă cu diametru de 36 de cm. Unim capetele împletiturii și le strângem bine ca să nu se desprindă la cuptor. Punem și cealaltă împletitură de 5 peste ea și o strângem bine la capete. Acoperim împletiturile cu un șervet curat ca să nu se usuce. Această împletitură de 5 se poate așeza în 3 moduri diferite, ca în imaginile de mai sus. Mai avem o împletitură de făcut, este cea de 4 capete, pe care o vom așeza pe marginea colacului. După ce întindem suficient de mult șuvițele, le unim la capete. Presărăm cu puțină făină ca să nu se lipească în timp ce le împletim. Regula la această împletitură este foarte simplă. Vom lucra cu ele în pereche. Vom începe cu cele două din jumătate. Când coborâm unul dintre ele, îl urcăm pe celălalt să ia locul. Cu cele din margine vom proceda astfel. Pe cel din dreapta îl ducem în stânga, iar pe cel din stânga îl ducem în dreapta în locul lui. Pe canalul meu de YouTube găsiți o altă împletitură de 4 care se face mult mai ușor, dar găsiți și această împletitură făcută cu șuvițe mult mai scurte. Dacă șuvițele sunt mai scurte, împletitura se vede mult mai bine.
După ce terminăm împletitura de 4, o punem pe marginea colacului. Dacă mai este nevoie, putem să o întindem puțin. Punem capetele împletiturii și le strângem bine ca să nu se desfacă la cuptor. Batem un ou cu puțin lapte și ungem colacul. După cum ați văzut, nu am lăsat colacul adospit. La mine este foarte cald și până am terminat toate împletiturile, deja a crescut suficient. Coacem colacul la cuptorul preîncălzit la 170 de grade pentru aproximativ 30-35 de minute. Între timp vom pregăti florile pe care le vom pune pe colac. Rețeta la aluatul de flori și anumite modele le găsiți pe canalul meu. După 30 de minute, colacul este aproape copt, așa că îl voi scoate de la cuptor și îl voi orna cu floricelele pregătite. Pentru a lipi floricelele, vom folosi albușul de ou. Ungem floricelele cu albuș de ou, dar și colacul unde le vom așeza. Dacă floricelele sunt foarte mari, le vom prinde cu o scobitoare ca să nu cadă. Mai există alte două moduri în care se pot pune floricelele pe colac. O să fac un alt filmuleț în care o să vă spun toate detaliile. După ce punem florile pe colac, îl vom da din nou la cuptor pe programul cu ventilator pentru aproximativ 15 minute. De data aceasta vom coborî temperatura la 160 de grade. După aproximativ 15 minute voi scoate colacul de la cuptor. După cum vedeți, s-a făcut foarte frumos. Pentru a-i da luciul la pâinică, facem un sirop din 2 linguri de apă și o linguriță de zahăr și ungem colacul cu el. Acoperim colacul cu un prosopel și îl lăsăm așa 10 minute. Dacă rezistați, lăsați-l să se răcească complet pe un grătar. Haideți să-l rupem să vedem și cum arată în interior. După cum vedeți, este foarte, foarte pufos și nu vă mai spun cât de bine miroase. Dragii mei, aceasta a fost rețeta mea de astăzi. Sper din tot sufletul să vă fie de folos. Dacă vă plac rețetele mele, nu uitați să vă abonați la canalul meu, este gratis, și să activați clopoțelul pentru a nu pierde niciuna dintre rețetele mele. Scrieți-mi în comentarii pe YouTube dacă v-a plăcut rețeta și dacă mai doriți și alte rețete de pâinici. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine, vă doresc multă sănătate și să dea Domnul să avem întotdeauna pâinică pe masă. La revedere!